Bineînțeles că mi s-a închis camera exact când am început și s-a terminat totul și trebuie să o iau de la capăt. Urăsc când se întâmplă asta. Așa că să începem din nou. Hey guys, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi o să fac partea a doua din 50 de lucruri despre mine. Așa că stați cu mine și urmăriți-mă în continuare, pentru că veți afla lucruri despre mine interesante, zic eu. Vor fi lucruri random, așa că să începem. Sper să nu se mai oprească cu... Ok. Primul lucru despre mine este că sunt foarte uitucă. Deci, la modul ăla că uit chestii mai neimportante, dar nu s-o uit niciodată dacă m-ai supărat. Hai, te țin minte și 10 ani. Dar da, în general sunt uitucă. 2. Sunt foarte zăpăcită. La modul că uneori chiar nu știu ce e de capul meu și sunt foarte zăpăcită. 3. Am o imaginație peste limite. Îmi pot imagina mii și mii de chestii pe care probabil alți oameni nu ar putea să-și imagineze, sau ar putea, dar nu-și imaginez. 4. Îmi plac animăluri. Da, eu verific acum dacă mai funcționează camera. 4. Îmi plac animăluțele pufoase și nu numai. Deci iubesc orice pufoșenie, drăguțoană, da. Orice pufoșenie. Iubesc animăluțele pufoase. 5. Iubesc pantofi sport. Da. Am o slăbiciune, ca să zic așa, pentru pantofi sport. Deci îmi plac mult. 6. Nu-mi plac pantofii cu toc. Era evident că dacă îmi plac pantofii sport, nu-mi plac pantofii cu toc. Îmi place să iau acolo, dar să mi port. Și asta se întâmplă de obicei. Am o grămadă de pantofi cu toc, dar nu-i port niciodată. 7. Îmi plac ghiozdanele. Nu-mi plac poșetele, așa că îmi plac foarte mult ghiozdanele, mai ales dacă au și chestii drăguțe pe ele. 8. Iubesc să desenez. Îmi place enorm să desenez, doar că uneori nu am timp sau nu am chef și când am chef, desenez acolo mult, mult. 9. Am o pasiune pentru fotografie. De fapt, pasiunea asta am avut-o de mult timp, doar că nu am putut să o pun în aplicare, ca să zic așa. Nu am putut să fac asta pentru că nu am avut echipamentul necesar și acum că l-am, sunt foarte fericită. 10. Nu-mi place să mă îmbrac în rochii. Deci niciodată, dar niciodată nu o să mă vezi. Da, din nou verificam camera. Niciodată nu o să mă vezi purtând rochii. Doar la ocazii speciale, cum ar fi, nu știu, o invitație undeva, și asta nu se întâmplă de obicei, și așa că nu port rochii. 11. Îmi plac copiii, dar nu-mi doresc să îi fac eu. Iubesc copiii, sunt foarte drăgălași, sunt delicioși, dar nu-mi doresc să fac, nu știu, am o frică. 12. Sunt foarte sensibilă, plângăcioasă, deci la modul ăla că dacă citesc ceva trist, plâng. Și nu știu, așa sunt eu. 13. Sunt minionă. Da. Am 1,58. Dar mie îmi place să spun că am 1,60. Dar sunt minionă. Da. 14. Porecla mea este pitic. Adică era de așteptat că porecla mea este pitic. Am mai multe porecle, buburuză, ursuleț, ce porecle mai am? Prăduitoare. Da. 15. Iubesc ochii albaștri. Nu știu, am o slăbiciune pentru ochii albaștri și, nu știu, îmi plac foarte mult ochii albaștri. Nu mă refer doar la băieți,
Îmi plac în general ochii albaștri. 16. Îmi place să călătoresc. Dacă ar fi după mine, aș călători prin toată Europa, peste tot. Mi-ar plăcea să călătoresc. Îmi place foarte mult să văd locuri noi și să văd cum e lumea de acolo. 17. Nu-mi place pasca. Deci urăsc pasca. Nu știu de ce. Când eram mică, mâncam pască. Acum nu mai place, nu știu. 18. Nu pot face curățenie fără muzică. Sau orice altceva fără muzică. Chiar nu pot. Nu știu, parcă nu am energie dacă nu am muzică. 19. Visez cu ochii deschiși uneori. Cred că oricine visează la un moment dat cu ochii deschiși, doar că eu visez cam des. 20. Vorbesc singură când nu am cu cine. Da, vorbesc cu mine însumi pentru că nu am cu cine. 22. Îmi place să dau sfaturi. Îmi place mult să ascult oamenii și să dau sfaturi, dar niciodată nu-mi urmez sfaturile, propriile sfaturi. 23. Când eram mai mică, am zis că o să vreau să mă fac doctoriță. 24. Îmi plac filmele horror. 25. Nu am țâțe, dar am fund. Da. Nu am un bust prea mare, chiar deloc mare. Și am zis să aflați și voi chestia asta. Nu că v-ar interesa. 26. Mă atașez ușor de persoane sau lucruri. La modul ăla că poți să stai cu mine 2-3 zile și deja m-am atașat de tine foarte mult și o să-mi fie foarte greu să mă despart de tine sau de un lucru. Nu mă despart foarte ușor de un lucru. Ok. Camera încă funcționează, spre surprinderea mea. 27. Știu limba italiană. Știu limba italiană perfect pentru că am învățat acolo, în Italia. 28. Îmi plac mult desenele animate. Da, eu și acum mă uit la desene animate, chiar dacă am 21 de ani. Consider că nu contează ce vârstă ai, poți să te uiți la desene la orice vârstă. 29. Când sunt singură acasă, îmi place să probez hainele pe care nu le port de obicei. Da, când sunt singură acasă, îmi fac de cap, să zic așa. Îmi place să probez hainele pe care de obicei nu le-aș purta și le am acolo în șifonier și nu știu de ce le am, dar nu le port niciodată. Așa că îmi place să le probez prin casă, să văd cum îmi vin. 30. Cânt în duș. Da, uneori mai cânt și în duș. Dușul meu e îndrăgostit de mine. Dacă nu îmi iau telefonul în duș, îmi place să cânt. 31. Iubesc să beau cappuccino. Deci, la modul ăla că mă trezesc și îmi fac cappuccino. Nu există. Viața mea e goală fără cappuccino. Deci trebuie să-mi fac un cappuccino. Doar că acum am început să-l mai las. Să zic așa. 32. Ochii mei sunt căprui verzui. Mi-aș fi dorit eu să am albastru ăsta. Astea sunt doar lentile, dar da, ochii mei sunt căprui verzui. 33. Îmi plac florile. Da, îmi plac foarte mult florile, nu știu de ce. Probabil pentru că și bunicii mele i-au plăcut și, nu știu, îmi plac foarte mult. 34. Îmi plac căpșunile. Îmi plac foarte mult căpșunile. Deci la modul ăla că aș mânca căpșuni în fiecare zi, dar nu se poate. 35. Îmi place să mă dau cu rolele. 36. Îmi place să fac chestii handmade. Da, și mai nou am început să fac bijuterii. Și da, de obicei făceam brățări împletite și alte chestii. 37. Mă enervez repede. Deci mă enervez foarte repede. Nu știu, când nu-mi iese un lucru sau ceva, dar de obicei mă enervez foarte repede. 38. Îmi place să gătesc. Îmi place să gătesc. Îmi place să stau în bucătărie și să încerc rețete noi. Când am chef, bineînțeles. 39.
Nu am niciun tatuaj pe corp. Dar o să am în curând. 40. Am doi frați mai mici. Eu sunt cea mai mare. Yeah. 41. Nu prea am prieteni. Adică nu am deloc prieteni. O să fiu forever alone. No friends. 42. Până acum am avut doar două relații. Da, spre surprinderea voastră, doar două relații. La cât de frumoase sunt. Nu, serios, chiar am avut doar două relații, una de 4 ani și una care se desfășoară acum. 43. Sunt foarte timidă în fața oamenilor. Da. Nu știu, am trac de oameni, ca să zic așa. Nu pot să vorbesc în fața oamenilor. Nu pot. Sunt foarte timidă. 44. Nu ies nemachiată niciodată din casă. Sau ies, dar asta se întâmplă foarte rar. Foarte, foarte rar. Da. Pentru că nu-mi place fața mea și trebuie să o acopăr cu fond de ten. 45. Îmi place să merg la mare singură. Deci, dacă ar fi după mine, aș merge la mare doar singură. Să fiu doar eu cu mine și aș intra în mare dezbrăcat, auzi la mine. Aș intra în mare îmbrăcată. Pentru că nu-mi place să port costum de baie și nu-mi place să fie de obicei multă lume în jurul meu și da, sunt ciudată, știu. 46. Urăsc iarna. Da, nu-mi place când e frig și de obicei nu-mi place frigul, sunt foarte friguroasă și nu-mi place iarna. 47. De obicei sunt mai ciudată. Sunt o ciudățică. Chiar dacă unii spun că sunt specială. Da, sunt specială, că sunt ciudată. 48. Am frică de înălțime și de păianjeni. Mi-e frică de păianjeni de mor. Poate să fie cât de mic, să fie pui de păianjeni, că tot mi-e frică și nu pot să îl omor. Și de înălțime mi-e frică pentru că mi-am rupt mâna căzând din copac și mi-e frică. 49. Am o operație de apendicită, în caz că vă interesează, care încă mă doare. Nu știu de ce. Și 50. Iubesc să fac videoclipuri pe YouTube. Și iubesc să fac asta. Și să vorbesc în fața camerei. Cam asta a fost pentru astăzi. Sper că ați aflat lucruri interesante despre mine. Sper să fie interesante și pentru voi. Nu știu. Da, dacă v-a plăcut, vă rog să dați like acest videoclip și un share și abonați-vă la canalul meu pentru mai mult. Ne vedem data viitoare. Bye!